Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine ați mai pregătit pentru asta? Domnul Petrescu, da, neapărat vreau știre. Briceag elvețian aveți acasă? Cine n-a avut? Ama, Victor Inox, ai? Băi, știi ce mi s-a părut mie întotdeauna tare la briceagul ăla? Ăla care avea scobitoare. Da. De plastic. Da. Deci aia mi se părea cea mai sinistru. Bine, nu cred că era... Păi stai puțin, de ce trebuia scobitoare? Că aveai unghia mică de la degetul. Nu cred că... Nu cred că era asta elvețiană la cu scobitoare. Era... Poți fi sigur ce elvețienii n-au și asta a fost... Nu mănâncă și ei. Nu țin și ei pentru mai târziu. Briceagul ăsta a fost practic așa cum e Xerox-ul între copiatoare, știi? Adică a fost ăsta și după aia s-au făcut fel de fel de... Că nu știau ce să mai inventeze. Era unul care avea, dacă mai țineți minte, linguriță, furculiță. Da, da, da. Nu mai țineți minte de... Da. Imens. Da, eu nu înțelegeam alea, știi, briceagul elvețian care avea furculiță și cuțit. Cum tăiai cu el și mâncai în același timp? Deci cu ce țineai? Îți luai două. Practic. Briceagul elvețian va fi produs într-o variantă fără lamă pentru prima dată în istoria sa de 133 de ani. Deci, numai cu scobitoare și tirbușon. Da, acum urmează tirbușonul fără spirală. Da. Și în România nu o să aibă deloc succes. Să zicea, măi, scos cuțitul. Da, furculița fără dinți. Adică, cum mă briceagul fără lamă? Ce e asta? Șeful companiei Victorinox, sau duși ăștia, faimoasă pentru briceagele vețiene, bla bla, scrie, stai să cităm frumos, site-ul Hot News, a declarat, citez, pe unele piețe, lama creează imaginea unei arme. Ei, aș, dragi, nu mai aș fi gândit. Nu, România, la 5 cm aici, nu. Am în minte crearea unei unelte care să fie utilă pentru bicicliști, de exemplu. Bicicliștii au nevoie de instrumente specifice, dar nu neapărat de o lamă. E... Prăjit Baliu, total, da. Înțelegi ce acum pune o imbusuri. Facă... Da, nu, o să-i dea cu pompă mică, știi? Da. O briceagă cu pompă de aia mică, rabatabilă. Și un sistem anticâini. Mă gândesc. Deci a scos lama că să nu mai inspire... Da, să nu mai fie frică. Mie asta mi-amintește de celebra scenă pe care vă v-am mai zis aici. Serios? Pe cine n-a văzut, recomand filmul Familia Tenenbaum vechi. Și cu petic de la mic, știi? Briceagul cu un pic de lipici. Picătura nu... Picătura când lipește nici și cu brichetă că trebuie să-i dea flacără. Da. Și cu o mini brichetă. Da. În Familia Tenenbaum... Stai, că stai de neoprit. O scenă faimoasă. Păi cred că de acolo, dacă se uita la film ăsta, de atunci la decizia, când Gene Hackman e înjunghiat de majordomului indian, un briceag cu lama de 2 cm. Și spune, e ultima oară că mă mai înjunghi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.